Fracțiile, numerele zecimale și procentele sunt modalități simple pentru a exprima proporția a ceva. Putem să le transformăm între ele pentru a ne face calculele mai simple. Sunt modalități diferite de a ne arăta părți ale unui întreg. Este important ca tu să înțelegi că aceste noțiuni sunt strâns legate unele de celelalte. De exemplu, dacă mănânci o doime din pizza ta, asta înseamnă că este același lucru cu 50% sau cu 0,5% din întreaga pizza. Acest tabel ne arată câteva transformări, unele pe care le poți face fără să depui prea mare efort în acest sens. Haideți să începem cu fracțiile. Îți va fi util dacă înțelegi peretele fracțiilor. Va fi nevoie să te obișnuiești cu termenii, Primul, numitorul, este întotdeauna de desuptul liniei de fracție și ne arată în câte părți egale se poate împărți un întreg. Numărătorul, întotdeauna deasupra liniei de fracție, ne arată câte părți ale unui întreg reprezintă fracția. O fracție subunitară are numărătorul mai mic decât numitorul și reprezintă o cantitate mai mică decât un întreg. Iată aici câteva explicații. O fracție supraunitară are numărătorul mai mare decât numitorul său și reprezintă o cantitate mai mare decât un întreg. Dacă transformăm fracții în numere zecimale sau procente, o metodă foarte utilă este metoda grafică sau figurativă. Aceasta este un mod foarte simplu prin care cantitățile și proporțiile pot fi reprezentate grafic prin segmente, dreptunghiuri, ce se împart în jumătăți, treimi, sferturi și așa mai departe. În exemplul următor, utilizăm metoda grafică pentru a calcula 3 pătrimi din 20. Desenăm un segment ce reprezintă cantitatea totală, în cazul nostru 20, pe care îl împărțim în patru părți egale. Fiecare segment dintre cele 4 reprezintă o pătrime din 20, adică 1 supra 4 ori 20 egal 5. Prin urmare, se poate vedea cu ușurință că 3 pătrimi din 20 reprezintă 15. Metoda grafică este o reprezentare vizuală a împărțirii cantității la numitor și a înmulțirii rezultatului cu numărătorul. Această metodă te mai ajută să observi că se pot obține fracții echivalente prin simplificare. Într-un număr decimal, este foarte important să înțelegi semnificația poziției fiecărei cifre de dinainte și după virgulă. Aceasta ne dă posibilitatea să facem față unor idei preconcepute, potrivit cărora 0,52 este mai mare decât 0,6 sau 6,2 mai mare decât 7. Un exemplu în care metoda grafică redă transformarea fracțiilor în numere zecimale și în procente. Întâi, reprezentăm grafic un întreg și împărțim în 5 părți egale. Hașurăm 3 dintre ele și am obținut fracția 3 supra 5. O cincime este reprezentată de numărul zecimal 0,2, prin urmare, 3 cincimi este reprezentat de numărul zecimal 0,6. Pentru a scrie fracția 3 supra 5 ca raport procentual, observăm că un întreg înseamnă 100%, pe când o cincime din întreg este egală cu 20%. Prin urmare, 3 cincimi este egal cu 60%. La final îți propunem acest exercițiu și te invităm să completezi tabelul.